Numărul cetățenilor moldoveni care nu mai cred în Uniunea Europeană ar putea crește vertiginos. De această părere este analistul politic Bogdan Țârdea, care într-o postare pe blogul său s-a referit la criticile venite în ultima vreme din partea mai multor oficiali europeni. Potrivit analistului, declarațiile în lanț a funcționarilor europeni privind derapajele antidemocratice ale puterii de la Chișinău au contrariat opinia publică din Republica Moldova. Sunt aproape convins că nici nu ați citit proiectele de legi din 3 mai pe care le criticați cu atâta vehemență. Presupun că v-au iritat nu legile propriu-zise, ci faptul că ele au fost votate cu concursul PCRM. Vă amintesc că astăzi pentru PCRM sunt gata să voteze 50% din electorat. Alianța o susțineți din motive geopolitice, contra Rusiei. Iată de ce ne veți oferi asociere politică și zona de liber schimb, chiar dacă noi le vom refuza, așa că sperietoarea nu merge, afirmă Bogdan Țârdea. Expuse pe un ton imperativ, violând toate principiile și eticheta diplomatică, aceste poziții europene, la o analiză mai atentă, sunt lipsite de substanță juridică și chiar morală, susține analistul. El este convins că încercările Occidentului de a marginaliza Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și de a susține necondiționat fosta alianță, va duce la o creștere vertiginoasă a numărului de cetățeni care nu mai au încredere în Uniunea Europeană.